Cheia relației cu Dumnezeu este rugăciunea, a spus Rodica Volintiru la încheierea întâlnirii organizate recent la Biserica Dunamis din București. Evenimentul face parte din turneul misionar organizat în România de familia Volintiru. În acest an, tema principală a fost rugăciunea. Rugăciunea pentru mine este cheia relației cu Dumnezeu. Rugăciunea este o conversație cu Dumnezeu și cu cât noi ne rugăm, noi deschidem cerul care sursele și binecuvântările cerului să vină pe pământ în viețile noastre. O persoană care nu se roagă este o persoană slabă și se vede clar că nu are o conexie cu Domnul și nu ne mirăm de ce vedem atâtea lupte în biserici sau în familii, pentru că nu există o relație cu Dumnezeu care se dezvoltă prin rugăciune, cuvânt și închinare. Noi avem păreri despre Dumnezeu după părerea noastră, depinde de unde am crescut, în ce religie, ce părinți am avut, ce învățători am avut, cât de mult am citit sau nu am citit, am studiat sau nu am studiat. Și în felul acesta ne-am făcut o imagine despre Dumnezeu. Nu cumva avem un Dumnezeu după chipul și asemănarea noastră? Dincolo de rugăciunea personală, o mare importanță o are rugăciunea la nivel corporativ. Biserica trebuie să dezvolte relația cu Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, astfel încât rugăciunile pentru trezire spirituală, vindecare și protecție să aibă mai multă putere. Domnul din nou mi-a vorbit și aș să pun accent și să vorbesc foarte mult că biserica trebuie să se ridice la un alt nivel de rugăciune, de mijlocire, de veghere și rugăciune. Pentru vremurile în care suntem, atâtea lucruri nu se întâmplă, pentru că biserica nu este unitate și nu se roagă. De aceea am scris o carte despre rugăciune concret, mai multe metode de rugăciune, să învățăm cum să ne rugăm, cum să venim în prezența Domnului, să învățăm de la Domnul Iisus cum se roagă, Duhul Sfânt cum se roagă, ca să ne rugăm strategic și să vedem puterea lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu, cum avansează și forța întunericului să dea la parte. Puterea transformatoare a rugăciunii este o temă importantă pentru trupul lui Hristos. Primim o nouă dorință de a ne ruga și a mijloci, pentru că despre asta este vorba. Și cred, cel puțin pentru noi ca biserică, este foarte important că noi ne rugăm pentru trezire. Domnul ne-a arătat niște lucruri pe care trebuie să le facem. Venirea sorei Rodica și mesajul ei a confirmat lucrurile astea și cred că vom vedea rezultate în zilele următoare, pentru că foarte mulți au primit, hai să zic așa, ungerea asta de a se ruga mai mult. Aveam nevoie să intrăm în profunzimea și subiectului, pentru că subiectul ales pentru conferință a fost tainele rugăciunii și când ne-am rugat, Domnul mi-a arătat că va fi ceva profund și taina în sine aduce cumva spre zona asta de profunzime, de adâncime în ce privește rugăciunea și chiar ne-am bucurat că Dumnezeu a adus-o aici. Oamenii au fost atinși de cuvântul lui Dumnezeu, au primit răspuns la rugăciuni și au fost motivați să caute mai mult fața Domnului. Mi-au fost confirmate unele lucruri pe care Dumnezeu mi le spusese deja și au avut un impact mult mai mare asupra mea în mijlocul surorilor. A contat mult închinarea, lauda, mijlocirea. Plec mai încrezătoare în Dumnezeu. Am descoperit mai adânc, mai profund ce înseamnă rugăciunea și rugăciunea nu este doar Tatăl nostru, rugăciunea domnească, ci este mult mai profund. Chiar am avut o viziune cu o ureche, așa că asta chiar mă gândeam și îmi doream să reușesc să aud mai bine vocea și cuvântul lui Dumnezeu și să învăț mai bine să mă rog. Plec cu o dorință mai mare de a mă ruga și cu înțelegerea importanței perseverenței în rugăciune, cu dorința de a căuta conflictele care sunt în inima mea, care stau între mine și Dumnezeu și care pot distruge unitatea. Mesajul acesta a fost de la Duhul Sfânt și a fost în direcția mijlocirii, să mijlocim ca voia lui Dumnezeu care este în ceruri, cu privire la România, cu privire la familia noastră, cu privire la diferitele activități pe care le facem, să se manifeste pe pământ și astfel împărăția să se extindă. Doamne, dar ce se întâmplă? M-am rugat pentru atâția bolnavi și s-a vindecat. Așa, la un cuvânt, la trei cuvinte. Și cu mine ce faci, Doamne? Mă chinuiesc cumplit în ultimul timp. Cumplit m-am chinuit. Și ce v-a vorbit exact? Mi-a spus Domnul că rugăciunea trebuie să fie fierbinte, foarte fierbinte, să fie dintr-o inimă curată, să nu las pe inima mea să fie tristă, să fie cu amărăciune, să fie cu neiertare, să fie cu lucruri care opresc rugăciunea și cu credință. Și credința vine numai din cuvânt.
Domnul mi-a arătat efectiv cum casa mea este umplută de lumina Lui. Și să cred când mă rog în această autoritate că El pur și simplu de la fiecare rugăciune va reînnoi această lumină. Rodica Volintiru a spus că dorința este să vadă cât mai multe femei ale rugăciunii într-o relație strânsă cu Dumnezeu. Cel mai puternic dar care face cu adevărat minuni este să fii o femeie a rugăciunii, dar într-o relație cu Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, și să ne îndemnăm la rugăciune în biserică, acasă, în grupuri, pe stradă, oriunde. Să ne rugăm cu bucurie, cu credință, și în felul acesta vom vedea cerul deschis și vom vedea multe probleme că se rezolv. Noi femeile, o armată, o știre de femei care aduc vești bune, dar pe genunchi la picioarele Domnului. Aceste turnee misionare în România ale familiei Volintiru au început în anul 2007.